que se molestem. Thank you.
Thank you.
Ce de microfonul. Ține-te cu urmă, Marie,
unor oameni tineri, fiind mari iubitori ai culturii, s-a procedat la înființarea orchestrei și a societății cultural-artistice sub numele Steaua. Sufletul acesta era Andrean Tefeleanu Glumă și Ionel Cina, verișori de gradul întâi, pe lângă care membrii erau și Roman Ivković Manu, Dimitrie Brăgean Tia, Traian Sepedace, Aureu Sechedace, Traian Tefeleanu Luțu, Ionel Fegean Giga, Raicu George, Vasa Militar, Roman Brăgean, Todor Banci, Ionel Burcea și mulți alții. În Ovcea nu există casă dintre care să nu fie existat măcar un membru al familiei care să activeze măcar una dintre secțiile, dar în rare cazuri și întregi familii erau membri activi. De nenumărat sunt succesele societății cultural-artistice Steaua, începând cu marele festival de folclor al românilor din Voivodina la Urbin din anul 1960, apoi festivalul Amateri Somme Gradu din Ruma în anul 1967, Rasti Cvete Zemlă Radnih Ljudi, festivalul 1 mai la Košutnja și întâlnirile Abrașević din Valjevo. Totodată, cu venirea coreografilor Traicin Simeonovski, Ava Georgević, Desa Georgević și Veroslava Ir Ristić, societatea noastră își ridică nivelul artistic la un rang mai înalt, acești coreografi fiind unii dintre cei mai cunoscuți dansatori ai ansamblului profesionist Colo din Belgrad. În anul 1976, Sâta Steaua pentru prima dată a vizitat țara România și cu această ocazie ocenii și-au făcut cunoștință, care devine și mare prieten al ocenilor, marele coreograf Apilon Plațcu. Tocmai în primăvară anului 1977, Apilon a înscuit formația de dansatori, montând noile coreografii de dansuri, dans din saliște, joc de pustă din Banat și montajul folcloric Nunt. Tot în cursul anului 1977, ovcenii participă la festivalul Prigradskih naselja, unde din 14 medalii de aur, 12 aparțin Stelei, iar cele două rămase aparțin unora din 25 societăți prezentate. Această prezentare a fost o senzație pentru orașul Belgrad. În anul 1980, Steaua participă la Festivalul Internațional din Goriția cu montajul Nunta, luând placheta de aur. În anul 1983, la Ovcea s-a filmat Nunta ca la Ovcea, cu care fosta noastră țară Iugoslavia s-a prezentat la Dublin la Festivalul de Etnofilm. În anul 1985, Steaua, cu ajutorul etnomuzicologului din România, au eliberat la Lumina Zilei monografia Folclor Românesc din Ovcea, la care mare contribuție și-a dat doamna Emilia Conicel, Trandafir Jujoban, Ion Onciu și Traian Tefeleanu Glumă. La festivalul din Alibunar, în anul 1986, Steaua obține pentru prima dată marele premiu. În anul 1991, Traian Tefeleanu Glumă s-a retras după scenă, iar conducerea orchestrei a preluat-o Dorel Cina, tânărul acordeonist, care văzând încet dispariția orchestrei din 1955, atrage tinerii muzicieni talentați pentru a continua tradiția și cultura acestei societăți, printre care sunt Dorel Ginu, Dorel Varga, Alexandru Jivan, Leonardo Ivković, Idulet Valentin și Nunu. La marele festival de la Tora, în anul 1992, Sâta Steaua obține diploma pentru autenticitate, iar la fiecare următoare ediție a marelui festival Steaua obține câte un premiu al jurului. În anul 1994, Orchestra Steaua, sub conducerea lui Dorel Cina, face primele înregistrări la postul de radio Novi Sad și eliberează prima casetă audio la
Alalta cu solinski vokal Marin Čurčev, Deloria Dan Drgoj, Karolina Ebit și solinski instrumentist Dorel Rajkov și Dorel Čin. Premiul special Sfântar Steaua a obținut în anul 1998 la Brașov, la festivalul internațional cu numele De la Colin la Steaua. Ne trebuie uitat, nu trebuie uitat, orcenii au fost gazde excelente la Marelui Festival în anul 1998, dar și la Festivalul Copiilor din anul 2003. Începând cu anul 2000, apar cadre tinere, mai talente pe scena stelă, Daniel Lazar, Dușan Lojković, Lidia Cina, Firuța Cina, Victor Bolianțu, George Raicu și mulți alții. S-a dovedit că Opcea este izvorul copiilor talentați. Unul dintre succesele societății noastre, cu care suntem în special mândri, este Marele Premiu din 2011 la Marele Festival de la Poștei, unde s-au prezentat toate secțiile societății și au obținut câte un premiu. Dirijorul grupului vocal fiind Lidia Cina, iar Dorel Cina, dirijor al orchestrei. Niciodată nu trebuie uitate succesele soliștilor vocali ai societății care sunt mândria noastră, printre care Trăian Murat, Ionel Cărăbaș, Nozdana Setreșan, Deloria Dan Drgoj, Carolina Evi, Marin Ciurcea, Ionel Banci, Aneta Banci și alții. În mod special, amintim succesele solistei Firuța Cina, care în ultimii ani a obținut numeroase premii de vârf, cum în țara noastră, cum și peste hotarele țării. La fel, sora ei, Lidia Cina, solistă instrumentistă la vioară, s-a încoronat cu foarte multe premii prețioase. Daniel Lazar, un instrumentist care la fel a obținut numeroase premii și nu în ultimul rând, top instrumentist premiat Victor Bolianțu. Societatea Culturală Steaua, anii de-a rândul, a fost cunoscută prin dansatorii noștri minunați, frumoasele coreografii și prin cunoscuții noștri coreografi, Traian Grăcean, Ileana Ilić, Carolina Evi, Dorel Varga, Kuzman Babel. Să ne trăiască Steaua! Mulțumim celor care s-au petrecut și trăiesc activarea pentru victorie. Trăiască cadrele tinere care ne poartă spre 100 de ani de la existență a societății culturale Steaua. Thank you.
Thank you.
Comunității Culturale Prizrenice Stradu Lauci. Ca să vedeți și vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc încă o dată. Thank you.
ovih godina bio poznat po našem folklornom ansamblu, prelepim koreografijama i naravno našim dragim koreografima. Trajan Braća, Ilijana Ilić, Karolina Evi, Kusma Babev, Gurija Varga. Od samog početka osnivanja našeg društva, grupa pevača je osvajala brojne prve nagrade i imala veoma značajne rezultate sa njihovim dirigentima Lidijom i Perucom. Neka nam žive Steaua, neka je večna slava onima koji su dali mladost i život za njenu istoriju. Žive i naši mladi kadrovi koji će nas dovesti do proslave 100 godina kuda Steaua.